Bună dimineața! Dacă ați pierdut mulți dinți, aceasta este o situație care poate pune orice dentist în dificultate. Și aceasta deoarece osul maxilar în care sunt fixați se atrofiază aproape complet. Există însă soluții și pentru aceste cazuri extreme. Vedem imediat care sunt acestea. Boala parodontală, carii profunde sau traumatisme. Toate aceste situații pot conduce la pierderea unui dinte. Neajunsul mare e că dacă pierdem dinții și nu îi înlocuim, și asta destul de repede, osul începe să se resoarbă. Pe măsură ce osul se atrofiază, pe viitor, când pacientul va dori implanturi dentare, nu vom mai avea osul necesar. Și din acest motiv e necesară adiția osoasă prin procedee laborioase. În afară de implant, e folosită de 10 de ani puntea dentară. Aceasta însă presupune sacrificarea a doi dinți vecini, iar în cazul în care lipsesc mai mulți dinți, punțile sunt întinse. Aceste punți dentare acumulează alimente, generează forțe pe dinții de care se susțin, dinții aceia încep să sufere de afecțiuni parodontale, să facă carii. Dacă aveți mai mulți dinți lipsă, trebuie să știți că pe un singur implant se pot fixa și doi dinți. Situația extremă este când pacientul își pierde toți dinții în accidente sau dacă nu își tratează boala parodontală. În acest caz se poate pune o placă mobilă. O altă posibilitate este un implant în pomeți. Indiferent de osul maxilar cât de mult se resoarbe, osul zigomatic, osul pomeților rămâne neschimbat, atât ca volum, cât și ca structură. Tehnica pe care noi am realizat-o în premieră în România implică utilizarea a 4 implanturi zigomatice. Imediat după operație avem posibilitatea să ancorăm o lucrare fixă. Oferă posibilitatea pacientului ca imediat postoperator să vorbească, să zâmbească, să consume alimentele dorite. Intervenția este făcută de o echipă complexă de chirurgi și implantologi. Vă aștept întrebările legate de sănătate și pe blogul meu, oanacuzino.ro. Și iubiți sănătatea că e mai bună decât toate. Pe mâine!